să zică la București, în slujba domniei. Ai să te îngrași ori în piotură. Nu se prinde, frățioare. Soi rău. Hei, Tudore, veni și ceasul despărțirii. Și ce să faci tu la bănia Craiovii, Berescule? Păi, negustorii, mă duc să-mi vând sabia. Cui, Berescule? Păi, cu da mai mult. Dar oricui mă vinde-o, să știi că vorba mea una rămâne. Ca frații, până la mormânt. Canetul starețului, în altar să-l țină. Slobot! Să fie într-un ceas bun și să auzim de bine! Rămâi sănătos, Rugere! Cum e de gârbă? Mare crescu iada ta, părvule. Fata ta aici. Tricuță! Moica!
Tudorică! Monica! Stai! 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 Bele! Tot copil fără minte ai rămas, Tudorică, Monica. Cu cine-i fi semănând, Doamne, iată? N-aș da o sabie pe 10 chistoare. Ce mai? Când plezeam în stânga, ieșeau scântei. Când dădeam în dreapta, aulică, muică, nu mai zic că tot ea pune și porecle. Cum adică? Păi nu spuse eu ochiul turcului, feciorul lui Rashid. Și nu pe loc i-am zis, chiorul. Eu unul îți mulțumesc că sunt semnat de Atagan. Când m-or vedea fetele, drept aici o să mă pupe. Tot mai bună-i costura. Dai jos și barba cu ea. Ai terminat, băi ghiță. Am terminat. Ce mai? Sabia, asta e. Chistorul să nu-l văz. Mai lăsați puștile și săbile. Și haideți, lămați. Las că o să-l vedem noi mâine la arat cum o să-mi pungă cu sabia boii. Dar unde-o și oamenii, măicuță? Că nu-i văzui. Ei, ori fi și ei pe la casele lor. Dar nu se raporte la... Unde zicești că sunt? Unde sunt oamenii tincuțo? Slugere! Nu-l găsi pe taica. Tu mi-ai luat. Le-a luat vitele. Numai duvitale, nu. Logoveanu? Mhm. Pandur colzat. Zi, bă. Ce, ce? Al de frate meu n-a murit. E te temă. Și-a adus aminte de frate său. Dar celălalt frate unde se oarcă? În codru ai? Cu haiduci, cu tâlhari. Ce vrem? Ce dai, mă? Ce dai, mă? Îmi porți cu el! Așa-mi-a poate! Dulgari! Ce faci, Acilea? Ei, băieți! Nu, taică, nu, nu, lasă-l, taică, lasă-l! Ce-a avut să școală de taică, bă? Da, el, mă! Ba să zic că noi ne batem prin străini cu turcii, și voi acasă îi bateți pe ai noștri. Ca să ne jucuiți, ai? Mai rău ca turcu, mă? Ei, pe cine vă bine ai venit, Tudore, dragul meu? Să nu-ți fie de oicoane, Nicule. Și tu, tot flăcău tânăr și semeț, am auzit de isprăvile tale. Primi și o sabie de la țarul rucilor, comandir și slujer. Arminter, nu te-ai schimbat de fel. Nici pe aici nu s-au schimbat prea multe. Crucere, Glocoveanu. Cum adică? Dreptate asta. Pandurii și-au vărsat sângele. Și acum? Cine a luat vitele? Cine a îndrăznit să facă ora acasă, să taci, nemernicule? Nemernicule, toată lumea să-și ia vitele înapoi. S-a înțeles? Da, Coane. Costa, ce facem? Îl batem acum ori mai târziu? Ce vreți să-l bateți? Dați-i drumul! Dezleagă-l! Thank you.
Oarcă! Dar ce, nu mă mai cunoști? Noroc, măghiță. Dar ce, nei că nu știi să mai zici? Mă chem ca pe un argat. Se treci de seară pe la noi. Nu trec, nu mai intru în sat. M-a luat boierul la ochi. Dar acum a venit și mie vremea. Ești mulțumit, acu, Tudore. Precum văd și domnia ta ești mulțumit. Zău, dacă înțeleg de ce ești nemulțumit. Dar Tudor s-a acoperit de slavă în lupta cu turci. Îmi cer un lucru peste poate de greu. Dar, nășicule, măria ta, ești coșcogea mare ban al Craiovii. Închide-l. Fă-i ceva, ajunge să mici degetul mic. Părerile tale despre putere sunt cam turcesc. Atunci trimite-l undeva. Dă-i o slujbă bună să se umple de bani. Nu e omul care să-l cumpere cu bani. Îmi întoarce toată urânduiala pe dos cu opincarii lui. Mă duce la sapă de lemn. Cheamă-l pe Bedescu. Să aducă și harta. Ce mai face Resița? Își schimbă rochile și citește romane franțuzești. Nu-i pasă nici de mine, nici de casă. N-am nimerit o lansurătoare, nașule. Capitan Rănescu. Pregătește-mi un pitac de numire. Scrie. Luăm seama la destoinicia slujerului Tudor Vladimirescu. Îl rânduim bătat de plai. Să vegheze cu strășnicie marginile țării dinspre Dunăre. Aci. Nu. E prea aproape. E bine. Atunci aici. De aici? Și până în ținutul Cloșanilor, unde dă țara românească față și cu turci și cu nemți. Mulțumesc, arhomban. Pace, dar turcii tot prada averea negustorilor. Lasă, hagiule. Barim scăpa și nefătămat. Mi-a poruncit marele bani să controlez fămele. Nu-i vorba de tine. Dar la Cloșan mi-a spus gârbea că ești aici. Și atunci ce mi-a spus? Ia să trec să-l văd pe vechiul meu prieten. Dar ce-i cu ăștia? Ăștia-s cei de te jefuire azi noapte? Da, ei. Al din mijloc e un tâlhar mai de soi. E scoada pașei. Iertu-i eu atâta marfă, dar am ajuns să văd și pasta. Turci legați în țara românească. Hai. Din garnizonul turcesc? Da, din garnizonul turcesc. Ce-ți vine, scule? Trecură 2 ani, Tudore. Ia spune, cum o mai duci? Ne facem datoria. Știu. Cea mai de nădejde văd să fie a noastră. Da, cinstite sugere. Drumurile negoțului sunt nesigure. Tâlharii își fac de cap. Țara-i fără stăpân, fără lege. Numai mie că te-am văzut ochii de când sunt aici. Și atunci de ce ne lăsăm în gealunchiați? De ce să dăm îndărătă în fața turcului? Pentru că așa sunt vremurile. N-avem ce face. Ba, avem ce face. Acum când Napoleon a fost bătut, Rusia are mâinile slobode și ar putea să ne ajute. Uite, îmi așternuiești gândurile mele. Orice s-ar întâmpla, da asta marelui Ban. Despre asta a scris un marelui Ban? Tu nu știi că Vod a dat pitacul primejdea vieții să nu căutăm nicio pricină turcilor? Și tu, Socotski, e mai bine să ne lăsăm mai departe călcați și bajocoriți în țara noastră. Nu cumva ți-ai și vândut sabia turcului, Benescule?
scris-o, turcule, așa cum spui tu, scrisoarea asta și dus-o lui Rashid Pasha. Ascultă, Tudore, coboară odată, omule, pe pământ. Împărăția turcească este acum mai puternică ca oricând. Nemții, franțuzii și englezii o susțin. Nu degeaba marile bani trece cu vederea atâta turcilor. Trebuie să dăm drumul tălharilor de afară. Acum toți turcii sunt tălhari. Da, știu că tu n-ai să o faci. Las că o fac eu. Pe mine să cadă păcatul. Zăicane! Dezleagă-i! Dezleagă-i! În anul ăsta de bani, 12 rânduri de vinuri le-am plătit la 12 rânduri de taxidari. Toți cu pecheți bune de la măria ta. Bir pe cușurile de la casă. Bir pe ferestre, pe albine, pe căldările de ară, floconul de paieram. Stai, bre, că nu mai prigidești. Să luăm de la început. Ha, ha. Pe cușurile de la casă. Poate te răzgândești, slugeri. Nu mă răzgândesc. Unde sunt bâlșurile care se țineau pe vremuri? Nu mai știu oamenii nici să se veselească, nici să plătească dările. Și cum să mai știe, dacă toți fură? Toți! Și rogoată ce să-i vedrevit? Te știam mai destoinic din ele. Dacă nici eu nu-mi dau silința pentru luminăția ta, cam scos și din piatră seacă. Eu una pot să vă spun. Dacă domnia ta nu mă iubește, mă nedreptățește. Nu e vorba de cine dinule. Tu furi mai cu milă de stăpân. Fanariosii fură fără milă, cu vodă în cap. Să răzbăra, nașule! Arestiță! Ce mai e cu fostul meu, Rogofăt? Nu mă face de rușine, ai? Un mare ticălos. Omul care ne trebuie. Da, să cumplită strage, îți mai poți nevasta, concluce. Păi ce să-i faci, drumul e pline de haide. Până și de un calic al meu, oarcă trebuie să mă păzesc. S-a jurat că mă taie nemernicul. Norodul s-a înrăit. Țară fără stăpân, fără legi. Le-am avea noi puterea. Ia zi, finule. Ești gata de plecare? Ce să spun, nașule, m-am gândit și pe urmă tot m-am răzgândit. Călătoria asta mea e, cum să spun, știi ce înălțata. Ce-i scoat bune au turcii. Zici și tu, tot dați îndeală. Duci la vătaful slujilor și îi spui din partea mea că am dat poruncă să-ți tragă 25%. Cum n-au oameni ăștia simțul frumos. Vino, vino!
Marele Ban te poftește chiar acum la el. Asta e o mare cinste, să știi. Zău, dacă te mai înțeleg, Nașicule, de ce l-ai chemat aici? Omul ăsta își bagă nasul peste tot. Da, dar e foarte cinstit. Până la prostii. Cine v-ar auzi, ar zice că este vorba de un nou candid. Cum trăiește azi un om cu asemenea însușiri primejdioase? În orice caz, mai rău decât ar putea trăi fără el. Slugerul Tudor, dragimea ta. Slugerul Tudor Vladimirescu? Da, vledică, Ilarion, el e. Vătapul nostru de la plaiul Cloșanilor. Vladica Ilarion, episcop de Argeș. Și doctor în filozofia lumească de la Viana. Deocamdată însurgim pe aici. Venezile, toarnă vină în focat. Ei, smizere, ce noutăți ne aduci de la vătăfia dinspre marele împărății? Am venit să mă las păcupaș de slujba asta. Ce te-a nemulțumit? Credeam că acolo trebuie să-i apăr pe români de turci, nu pe turci de români. Asta s-o fac altul. Eu zic să bem. Dau ca viața să vă fie plină de slavă, precum este acest pocal plin de rubiniu. Dar dumneata, domnule comandir, pentru cine închin? Pentru marele ban, hai să închin întotdeauna. Eu beau pentru chinuitul norod românesc, pentru slobozirea țării de sub jugul otoman și fanariot. Asta este o ocară. Până și aici, la masa mea, tremurați de frică. Și pentru un domn pământean să fie o lege și un stăpân. Am o vorbă cu domnia ta. Bravo! Bravo, Nășicule! Ei, cum crezi că lucrul pentru care am închinat poate să se refacă în față vie? Saviera se vor adună în curând diluitorii lui Napoleon. Dacă Rusia, care acum are mâinile slobode, ne ajută, lucrul pentru care am închinat va izbândi. Turcia numai la împățișare se arată în putere. Eu știu bine cât e de șubredă. Da. Mai e ceva. Ce mai e? Ca să izbăvească de turci, țara are trebuință de o putere armată a ei, nu de adunătura arnăuților cumpărați. Șezi. Ne-ar plăcea să avem o asemenea putere. Uite, Tudore, țara are nevoie de un om întreg, înțelept, curajos, care să plece de îndată la Viena. Dar trebuie multă băgare de seamă, chiar și aici pereți au urechi. Turcii sunt cu ochii pe noi. Primește. Până acum rar s-a aflat boiera cărui faptă să se potrivească cu gândul. N-ai încredere. Te înțeleg, slujere. Însă, ar putea fi stăpân în țara asta. Stăpân? Ce fel de stăpân? Când boierii divanii stau la cheremul turcilor, iar țara geme sub împilare. Dacă boierii cei mari s-ar învoi la slobozirea norodului, cu așa țară multe s-ar chivernisi. Să fii domn al țării românești. Ascultă-mă, Tudore, pentru asta sunt gata la orice jertfă. Și jur că dacă mă urc pe scaunul țării,
fac să se stingă toate nedreptățile. Pleacă la Viena. N-ar fi rău să afli și Rashid Pasha. Ce s-a întâmplat? Nimic. Ei, care ți-e voie? O floare. Ar trebui să fii mai curtenitor, mai cum să-ți spun, să joci rolul mai bine, chiar dacă rolul nu-ți face plăcere. Cum adică? Nu te mai prefaci. E clar că nu dumneata mă însoțești pe mine. Dumneata ești un gard de cor ca oricare altul, care însoțește pe o boieroaică plecată să petreacă la Viena. Ehe, Marle Van a avut nevoie de paravan pentru taina dumitale. Nu-i așa, Candid? Un paravan care știe atât de multe nu mai este un paravan. Bine ai venit. Noroc. Bine v-am găsit. Rămâi cu noi. Nu, sunt în drum spre Viena. Viena? Trebuie Viena sunger. Nici vorbă oltenească, nici țuit. Te rămâi cu el așa. Păi, altul lucru ne făgăduiești când ne-am lăsat vatra să ne înfundăm aici. Și acum? Pleci la Viena. Ei, pentru lucrul acela, gârdea știe. Spuneți alor noștri, mult a fost, puțin a rămas. În noaptea asta rămân aici. De ce ați oprit caravana? Chioru, fiul lui Rashid, de ieri stă la pândă în lungă. Și am că să nu dăm drumul caravanei în puterea nopții. Ia stați așa! Parcă niciodată n-au strâns turci atâția oameni. Nu cumva au aflat că treci pe aici. Las că mâine te-o-mi duce noi până la graniță, crească. Să îndrăznesc că numai chiorul. Nu, Zăicane, nu mai trec mâine. Trec la miezul nopții. Uite că vin. Au trecut de poiana pisici. Da. Altă pradă așteaptă turcii. Zăcane. Poruncă.
Să plece careta. Am sosit. Credeți că momentul e potrivit? Perfect, mă. Așteptați-mă aici. Pe cine văd? Vă cunoașteți? Principele Alexandru Ipsilante, principele Nicolae Ipsilante, parucicul Tudor Vladimirescu, un bun prieten al meu și vechi camarad de arme. E român ca și părintele dumneavoastră, mi se pare. Noi am domnit în țara românească, dar suntem greci, ceea ce nu ne împiedică să prețuim virtuțile militare ale prietenului dumneavoastră. Aveți un randevu cu țarul, domnule Vladimirescu? Da, mulțumită unor prieteni, am obținut o audiență. E bine, da. Acesta este un succes istoric. Suntem... Sunt atâția care își așteaptă rândul. Congresul dansează. 20 de milioane de gulden au costat numai toaletele și surprizele. Dacă s-ar cheltui măcar jumătate pentru eliberarea națiunilor de sub tirania semiunilor. Eu nu aș avea nimic împotrivă. Domnule Vladimirescu, poftiți.
Frate, mi-am luat îngăduința să vă prezint un erou din războiul ruso-turc, Tudor Vladimirescu. Pentru ce ai primit ordinul Sfântul Vladimir? Pentru bătălia de pe Dunăre, majestate. Da. Asta nu e rău. Nu e rău. Și ce se aude la voi acolo în Valahia? Din păcate rău, majestate. Turcii nu respectă condițiile păcii de la București. Am fost înștiințat despre misiunea dumitale. Dar nu știu dacă s-ar putea avea încredere în... În Brâncoveanu, majestate. Da, da, Brâncoveanu, dumitale. Un semn să ne dați, majestate, că ne ajutați. Și numai cu pandurile ridicăm toată țara ca pe un singur om. Ca pe un singur om? E bine că a venit la mine. E bine. O să vedem. Considere, înseamnă foarte mult la țar. E mai mult decât mă așteptam. Transmiteți asta și prietenilor dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc din inimă, prieten, pentru îndrăgirea arătată ca auzit țării noastre. Cum am auzit, plecați curând. Cred că drumurile noastre se vor mai întâlni. Oamenii care merg pe același drum nu se poate să nu se întâlnească. Ei, când pleci, Tudore? Mâine dimineață. De ce mâine? Nu-ți place aici? Amândoi singuri în orașul acesta de vis. Totdeauna am visat să fiu cu cine mi-e drag. Cu tine. Departe de sălbăticia în care am trăit. În care n-am trăit cu adevărat. Nici tu n-ai trăit cu adevărat. Tabere militare, drumul nesfârșit, sânge și moarte. Pe semne că nu-i dat fiecărui om să trăiască în tigna la casa lui. Nici așa cum intem te vreau. Mă iubești? Dar tu? Te-aș iubi dacă. Dacă nu plecăm mâine. Nu mai plecăm mâine. Plecăm poimâine. Granița este închisă. Înțelegeți, vă rog, înapoi toată lumea. Înțelegeți, nimeni nu rămâne aici. Este o situație excepțională. Un ordin care l-am primit acum. Vă rog să înțelegeți, nu poate să treacă nimeni. Doamnă, domnule, toată lumea se retrage. Sunt soldat al Imperiului Austro-Ungar sector. Vă rog, doamnă, domnule, înțelegeți. Înțelegeți, domnilor, granița este închisă. Vă rog. Actele mele sunt în regulă. Îmi pare foarte rău, dar trebuie un auzvai special. Chiar acum am primit ordinul. Nu cunosc cauzele, dar ordinul e ordin. Așa că granița cu Valahia rămâne închisă. Vă rog foarte mult, toată lumea se retrage. Nimeni nu rămâne aici, dumneavoastră. Și dumneavoastră, domnule. Dar eu, doamnă, vă rog și dumneavoastră. Și dumneavoastră, domnule. Doamnă, vă rog la caretă. La caretă, doamnă. Vă rog. Domnule, te rog foarte mult de ghitor. Doamnă, vă rog foarte mult de ghitor.
Același turc de care ne ciocnea mereu la Viena. Întoarcem acum. Ori să te omoare turcii. Mai bine să plecăm înapoi la Viena. Oriunde vrei tu. Nu arestița. Eu nu pot. Da. Speranțe, planuri mari. Dar pentru mine ce-ți mai rămâne? Oare așa o fi dragostea? Câteodată e și așa. Cu despărțire? Și cu despărțire. Ia sare. Sarea priește. Și la om și la vită. La sărăcie e mai bună ca untul. Hai, slăcă! Că decât să întingem unt cu ochii în pământ, mai bine să întingem sare și să te uiți la mândru soare. Hai, slăcă! Câteodată poate să fie și rea. Ia cu marfa asta, aș obloji o rănile turcilor, că mi-e zdragi ca sarea în ochi. Hai! Poterași, de la o vreme batate drumurile. Îl caută peste tot, din porunca turcilor. Pe cine caută? Pe Tudor din Vladimir. I-au arșesat-o de ce duc nu l-au găsit. Și pe maică s-au tăiat-o pe ataganele. Curucea mamilor de păgâni. La el nu era nădejdea, la Tudor, pe unde l-a purtat Dumnezeu. Băjenarii s-au pustit țatele. Fug rumânii în bejenii. Thank you.
adică alături de mine. Și la bine și la rău, ca frații. Singur să ne facem dreptate. Altfel nu-i chip. Știu, Arcă, v-a ajuns cuțitul la os. La Dunăre se adună băltăreții. Taie și ei. Tu ai strâns oamenii munți. Te bați pe apucate. Focurile răzleții sunt stinse la întâia pală de vânt. Să grămădim tot focul norodului la oaltă. Cheamă oamenii să ridice din nou casele. Eu plec la Craiova, la bănie. Boierule, aștept-o aici. Marele ban ar fi fost mai milostiv. Tudor, vină după mine. Stai curată nebunie, Tudor. Am auzit de nenorocirea ta. Bine, dar cum poți să te gândești? Rashid Pașa nu face niciun pas fără de gardă. Crezi că am venit aici să-l omor pe Rashid? Ar fi prea puțin, Benescule. Vreau să-l văd pe Marele Ban. Pe Marele Ban? Bine, dar asta ar fi foarte primejdios. Turcii îl urmăresc pas cu pas. Trebuie să-l văd. Bine, să încerc. Iertați-mă, luminația voastră, trebuie scărit un pitac care nu suferă zăbavă. Ce pitac? O, sunt de la spânzurătoare, unul care l-a ponegrit pe înălțimea ta, Rashid Pașa. Pe Rashid Pașa l-a ponegrit, Rashid Pașa să-l spânzure. Dar înălțimea voastră e vorba de un negustor și... Eu sunt bolnav. Sunt bolnav. Ieși. Închide ușa. Adu-l aici. Tudor. Fiul meu. Ce bine îmi pare că te văd. Ce vești aduci? Am vorbit cu țarul. Ne-a făgăduit ajutor. Chiar cu țarul? Dar ai aflat vestea nouă, nu? Care veste? Napoleon s-a întors în Franța. E iarăși război. Turcii aceia își fac de cap. Cât de aproape a fost să se împlinească totul și iată. Nu. Rușii vor isprăvi în curând războiul ăsta. Napoleon nu mai e ceea ce a fost. Tocmai acum, cântarea asta, nu trebuie să ne oprim în loc. Tot norodul un semn așteaptă. Dacă ne ridicăm la oaltă, nu ne vor înfrânge. Poate că Rashid Pașa s-a grăbit. Am să-i o plătesc. Tudore, parcă ai turnat puteri noi în mine. Alege oamenii cei mai cu credință. Crește-te. Unde gândește să afli adăpost? La Tismana. Cunosc locurile și mă cunosc oamenii. La Tismana? Bine chipzuit. În curând ți-l trimit pe Benescu cu darul pentru Sfântul Lăcaș. Thank you.
ce a venit aici, la domnia ta, Tudor Vladimirescu? Cine spune că a venit? Vă folosiți de orice mijloace ca să-i asmuțiți pe ruși împotriva noastră. Și eu care vreau să-ți aduc cea mai bună veste pe care poate să o primească un boier pământean. Ce veste? Acum când se sfârșește sorocul domniei, prințul Osman îți făgăduiește rangul de locțiitor al domnului. Apoi, cine știe? Dacă în alta poartă va găsi de cuvință? De ce n-a găsit de cuvință până acum? Pentru că gheaurii și-au mâncat credința la înalta poartă. Recunosc, nu-i ușor, dar împacă obrazul cu înțelepciune. Era să uit. Spre a dovedi că nu urzești nimic, trebuie să arzi corăbile care te-au purtat până aici. Adică? În 3 zile să-l avem pe Tudor Vladimirescu viu sau mort. Dar asta e o nebunie. Ce amestec am eu cu el? Liniștește-te. Nu arăți prea bine, mărite ban. Ești bolnav și nu te mai lecuiești. Vezi să nu te răpună boala asta. Noapte bună. Să ne vedem sănătoși peste 3 zile. Slava ta mă gândesc, la izvedirea crucii tale și a pământului tău de păgâni. Învață-mă ce să fac, să merg la moarte? Dar oare nu sunt eu cel chemat să împărn greutățile acestor vremuri? Pacea ta, Doamne, e sufletul greu, fac voia ta. Poruncă, luminăția ta. Spune-i crucerului Benescu să gătească de drum. Plecăm chiar noaptea asta la București. Și dacă e o capcană? Să nu ne pripim vornice, Bălăceanu. Turcii au nevoie de bunăvoința boierilor români. Patrioți, că și fiind pescuvul pe români, la jură pe coran. Turcul ne-a întins un deget. Noi să-i luăm mâna toată. Eu zic să încercăm în alpea sfinția ta. În ce sta, până la dobândirea unui domn pământean, așteptarea creștinilor va fi mai cu folos. Fă-te, frate, cu dracu, mărite bani, până treci lacul. Ascultă ce spun eu. Ce preț are pentru domnia ta acest Tudor Vladimirescu? Omul care n-a oasă ne-a târnării noastre. Ridicarea din rod nu e o sabie cu 2 tăișuri bite, vere. Tocmai de aceea, el să fie cel ales dintre noi să primească ce au făgăduit turci. Ajută-ne cu inima și înțelepciunea ta să scăpăm neamul de blestemăția veneticilor. Iar mai târziu, Marei Dumnezeu, te vom ajuta să urci în scaunul țării, ca să duci mai departe slăvitul nume al marelui tău strămoș. Unde-i
Părinte, fiecare cu ale lui. Am venit după Tudor Vladimirescu. Porunca marelui ban. Ce să caute aici, Tudor Vladimirescu? Cunosc mă, oameni, efendi. Iceriche e limba. Nu cunosc limba asta. E limba la altă împărăție. Aici e o altă împărăție. Ajunge, efendi. Să intrăm. Frica lui Dumnezeu, îngădui ca turcul să pângărească Sfântul Altar? Hei, Feni! Nici așa sună loc. Marele Ban o să se facă foc dacă auzi că te-a lăsat să intre aici. Ascultă, precuviosi. Jură pe Sfânta Cruce că Tudor nu e ascuns aici și plecăm. Jur să mi se usuce dreapta dacă Tudor se află ascuns aici. Bine. S-ar putea să ne mai întoarcem, părinte. Se usuce dreapta, am zis. Până una alta, parcă nu s-a uscat. Acum nu mai zăbovi pe aici. Pentru tine, locul a devenit primejdios. Întorci, ușa chilii mele îți va fi pururea deschisă. Ne vom întoarce, doctore. Ne vom întoarce ca frunza și ca iarba primăverii. Se hotărăște ca începând din 18 ianuarie, leastă 1821 și de acum încolo până agitat, pe tot cuprinsul politiei Bucureștiului sunt oprite tot felul de meseliri ca danțuri, mascarate, muzică, meselie și tot felul de pehlivănii. Se vestește despre trista îmbolnăvire a Măriei sale domnul Alexandru Șuțu, gospodar al țării românești. Se hotărăște ca începând de acum, din 18 ianuarie lat 1821 și de acum încolo până la alt itac, pe tot cuprinsul poliției bucureștilor sunt oprite tot felul de înveseliri ca danțuri, mascarate, muzică, veselie și tot felul de pehlivănii!
prinț Alexandru Ipsilante, a înarmat la Odessa batalionul Sfânt. Răspândește vorba că se bizuie pe mai mult. Pe ce se bizuie? Totul se face cu tainica în cuvințarea țarului. Și noi cu ce v-am putea fi de folos? Tu de ce m-ai chemat? Ipsilante vrea să treacă cu astea prin principatele române ca să slobozească elada noastră de sub turci. El știe că ai cu tine poporul. Ce să-i spun arhiului din partea ta? Că ceea ce s-a hotărât întocmai se va face. Ei vom înlesni trecerea peste Dunăre. Dar să nu uite că noi ne vom ridica pentru dreptățile norodului nostru. Pe bună seamă, frate Tudore. Avem aceeași țintă și același vrășmaș. Dacă așa precum spui, ca pe niște frați mă voi sprijini. Te-am chemat ca pe un frate și ca pe un bun patriot ce ești. Să ne ajuți acum, când începe să se clatine domnie. La porunca domniei tale a sosit boierul și Lipescu. Să intre. Poftește, vestiernice Filipescu. Ce vești ne aduci? Slăvită doamnă, veștile sunt ca bani. Cele bune se ascund în sipeturi, iar cele rele umplu iar marocul. Și ce spune iar marocul Arhonda? Ah, prostiile prostinii. Dar prostiile boierimii nu ți-au ajuns la urechi, vistiernice vulpe. Acelea-s mai primejdioase pentru sipetul domniei tale decât iar marocul nebunilor. Știi pentru ce te-am chemat? Cu teza bănui. Știi că nebunia lui Ipsilante am o lipsit și pe unii dintre divăniții noștri. Și domnia ta ce cugeți despre toate astea? Am alt bilus, va domnii mărită doamnă. Răzvrătirea împotriva în alte bine suntem, dar mai bine secera semilunei decât secera țăranului. Nu m-am îndoit de înțiunea domniei tale. Înțeleptul alege numai calea folosului său. De ce am scris totul la Istanbul? Am cerut prea puternicilor noștri prieteni, firman pentru fiul meu Nicolae. Ceilalți nu sunt de domnii, ești împicisnici. Seamănă cu tatăl lor. Ți-e frică sau ți-e fric, vistiernice vulpe? Da, aici e cam răcoare. Acolo e și mai frică. S-a întâmplat asta? Azi e a treia zi. Cred că l-a otrăvit doctorul Cristaris. Până sosește firmanul, trebuie să ascund moartea slăvitului Alexandru Șuțu, răpostatul meu soț. O gloată de oameni se apropie de palat cu o jarbă în prosap. Domnul nu primește pe nimeni. Se oprească! Pleacă! Pleacă! Va!
Le-a luat vodă moșiile și vin să le ceară în gărât. Au venit să cerșească, să moară. Înțelesul acestei cumplite date este dreptate sau moarte? Ce facem? Luata trebuie potolită. Dacă primește jalba, le dă moșiile înapoi. Așa-i viața. Hai, băiatule, fă asta pentru mama ta. Cine e acolo? Înalt preasfinția sa, mitropolitul și cu boierii de Vaniți vor să vorbească cu Maria sa, domnul. Viperele. Tocmai acum. Cu ei vorbesc eu. Doamne, vă mulțumesc pentru grija ce arătați față de sănătatea Măriei sale. Am venit să vedem cum se mai simte. Chiar domnitorul a vrut să vă poftească.
Însă nu acum. Să nu creadă că ați venit, pentru că îi se apropie sfârșitul. Bălăceanu, veniți repede să vedeți minunea de afară. Asta e curată minune, mai tare ca orice petlivănie. Trăiește și zice lumea că a murit, spurcăciune. Ei numai doi cai și doi oameni. O să vedeți voi, o să plătiți amarnic fără de legea. Dar ce e, ce să... Am fost trimis la Constantinopol, cu o scrisoare a mării sale, Vădășuțu. O scrisoare de la Vădășuțu? Ce fel de scrisoare? Ce fel de scrisoare? O scrisoare către înalta poartă. Pe cetea domnului? Ce poate fi înăuntru? Nimic mai lesne. Tu mă împingi la ispit. Bine. Fi. Deschide-o. Ce vicleană, nerușinată. Poate să zic că Vodă a murit. Da. Da. Și ascunde asta tigroasă până ce primește răspuns de la Constantinopol. Trebuie făcut ceva. Dacă sultanul pune domn pe fiul lui Șuțu, mitropolitul de fric o să dea înapoi. Dumnezeule, pe cine să ne sprijinim? E cineva. Dacă ați mai vrea, dacă ar mai vrea. Tu poți să pleci. Acum ai înțeles, arhon ispravnice, de ce sunt prinși curierii lui Vodă? Asta ar însemna? Ții la viața și averea dumitare. Ca și dumneata ta. Atunci doua asta, repede și în mare taină, lumenății sare Rashid Pasha la Vidin. Să ne apere viața și averele. Că din partea Vădii, nădejde nu mai este. Slujere. Ei, în Italia,
În Italia n-am găsit. Poporul s-a răsculat în Neapole și Piemont. Băltărețule, tu ce ai adus? Sugere, vino și la noi. Împăratul crăpcenilor. Nu crăpceam fără icre, dar cu o scrisoare către pașa din Vidin. Căci mânat de poftele sale de mărire, marele ban se duce să se închine tâlharului din Vladimir. Împrejurarea e de luat aminte, Tudore. Nu, Arcă. Trebuie să mai așteptăm. Ce mai așteptăm, slugere? Boală lungă, moarte curată. Pârvă aduce cetele de români din Vâlcea. 20 și romanații sunt gata la cuvântul de taina ștafetelor domniei tale. Un semn să face. Știu asta. Suntem gata, zăicane. Încă un bob zăbavă. Ia vezi. Umblă, adulmecă peste tot, la straica noi, la grei ciocoi, și de domnia ta a întrebat slugere. Oi! Dar nu vezi, slugere, că-i de-ai lor? Nu, 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 nu-și de-ai lor. Învăț la București, la Sfântul Sava, cu dascălul Gheorghe Lazăr. Care va să zică că ești popă. Nu. Inginer. Și poet? Tragic. Cine ți-a trimis la noi? Nimeni. Am fost pedepsit pentru o poezie la porunca Agiei. M-au bătut și m-au trimis la Ocnă, la Telegă. Pe drum am fugit. Ce fel de poezie a fost aia? Ca plăgile Egiptului toate. Ca lepra. Decât ciuma mai avant, e jugul boieresc și otoman. Ce ține inimile încătușate. Dar ziua așteptată va să vie. Când înfruntând harabnicul și tunul, s-or ridica românii toți ca unul, s-or scutura cumplita tiranie. Ca din psaltire. Dacă ai fi zis ceva și de pământ, era și mai și. Și n-ar fi stricat ceva și despre vămurile și havaieturile care ne-au păgubit negoțul. Nu le pot spune pe toate într-un cântec. Ce spunea vănice? Cum te cheamă? Tudor. Și eu tot Tudor sunt. Tudor Vladimirescu. Ei da, Tudor Vladimirescu. Ia spune-ne, la inginerie ești tot atât de tare ca și în poezie? Ce învățași de la profesorul tău prealuminat? Am studiat istoria, matematica, filozofia, latina. Știi că ne-am procopsit? Dușmanul să dea noi cu tunurile și noi în el cu latinesca și greacă. Deci, eu mă pricep și la fortificații. Și o leacă de artilerie de câmp. Capitane Zăican, poruncește oamenilor teste să o rânduiască la poartă. Capitane Zăican,
te-a dus aici? Pentru spovedanie e mai potrivit Sfinția sa, Elarion. Poftește. Iată-mă, sunt în mâna ta. Omoară-mă dacă așa spărunțește cugetul. Dacă așteptai să te omor, nu veneai aici. Pentru asta ai venit. Dino. Lui Tudor să-i mulțumești că scrisoarea n-a căzut în mâna turcului. Bine, Tudore. Să vorbim deschis. Amândoi trebuie să folosim împrejurarea morții lui Șusu. Tu ridici oamenii tăi. Dino în Craiova nu o să primească niciun ajutor. Cred că ești atât de puternic încât... Să te ajut să ajungi domn. Oare țării nu-i trebuie un domn român? Înțelegi. Noi suntem legați unul de altul ca sufletul de trup. Eu te ajut să nu afli împotrivirea boierilor. Tu ajută-mă să înlătur din cale vipera de la București. Asta e în voia la care vin să o închei cu mine. Da, Tudore. Ai încredere în mine. Jur. Mai bine fără jurăminte. Fapte. Să fie însoțit până la poartă. Deschideți porțile. Credeam că știi să mănuiești doar sabia. Văd că tot așa de bine mânuiești și politica. Cu Brâncoveanu alături, potorești împotrivirea boierească. Doctore, doctore, mă tem că n-ai priceput nimic. Lupu s-a certat cu vulpea și a venit să ceară bâta de la cioban. Dar ciobanii au bâtele pregătite pentru altceva. Trebuie să ne grăbim. Până nu se împacă între ele fiarele din divanul domnesc. Nu vorbi cu păcat, fiule. În divan mai sunt patrioți de seamă. Adevărați părinții ai patriei. Adevărați părinții ai patriei? Patria este norodul, iar nu tagma jefuitorilor. Dar da, doctore, mă tem că prea puțin ai priceput. Unde-i slujerul? Înăuntru. Fâinul. Hai. Am adus românii de la Olt. Slugele, e prăpădire oamenii domnești. Arată bătrânii că din vremea tătarilor n-au trăit așa urci. Și acum că tot să mai așteptăm, slugele. Nu, Arca, nu mai așteptăm. Căpitanii Gârbea, pregătește oamenii. Căpitanii Pârbu, strânge cetele pe care le-ai adus cu pandurii tăi. Cașa din Slatina, schilodiți de istatici. Dar pe Craioveni unde-s? Uite-i acolo.
munteni, negustori caracaleni, toți au venit să-ți audă cuvântul. Fraților, e Tudor, slujel! Șarpele când îți iese în cale, ce-i face să nu te învenineze cu mușcătura lui? Uite așa, așa, așa. Dar balaure care ne înghide vii, atât căpetele noastre politicești, cât și cele bisericești. Până când să le suferim fără de legile și nemăsurata lăcomie? Până când să le fim robi? Ne ajunge, fraților, de când lacrimile noastre nu s-au mai uscat. Siliți-vă să veniți la bătălia cea orânduită spre finere și folosul norodului. Veniți să luăm îndărât pământul cotropit al țării, care n-aveți arme cu pulci, cu coase, cu seceri, cu sungheru, cu ce-om avea și ce-om putea. Frați locuitori ai țării românești, verde ce neam veți fi și toți câți vă sfințiți pâinea cu sudoarea frunții, veniți, fraților, să întoarcem dreptal pământ! Mama, nu se prăjotească! Mama, hai mai bine să plecăm de aici. Nu vezi că ei nu ne vor? Niculae, e ușor să părăsești un palat. Mai greu să te întorci. Băi, Filipescu, vestește-l pe Brâncoveanu de hotărârea noastră. Ban, măria sa, doamna, mă trimite să-ți spun că noi nu cunoaștem alt stăpân în țară decât pe Beizadeua Nicolae Șuțu. Prea bine, visiernice. Va sosi însă clipa când ea singură mă va chema. Nu se supun hotărârii marelui divan? Și asta tocmai acum, când se vântură groaznice vești de la sărdarul Dinu. Un apostat!
Tudor Vladimirescu cu răsculatul lui se apropie de Craiova. Mă duc la palat să lecuiesc această nebunie. O fi o adunătură care s-a ridicat la tâlhărit. Asta, sfinția ta, să nu ne abată de la ce avem de făcut aici. Și totuși, această adunătură de tâlhari, cum o numești dumneata, boier Racoviță, are 1500 de oameni înarmați. Ce spui, cinstite bar? N-ar fi bine să-i trimitim lui Dinu un ajutor în oameni și arme? Dacă Racoviță are dreptate, atunci Dinu o să poată și singur să se răpoiască cu un tâlhar. Dacă n-are dreptate, nu uitați că Dinu este omul lui Șuțu, legat de Rașid. Mai bine să-l așteptăm pe Grogoveanu cu vești de la Craiova. Oh, bine că veniți. Drum bun, coane Nicule. Rămas bun din ochi și izbândă spre apostatului. Hai, da! Ferește-mă! Aici suntem noi. La un semn, călăreții lui Pârvu și Zoican dau buzna la harță în tabăra fanariotului și îi mână încoace în bătaia focurilor noastre. În timp ce tunurile noastre bat în dușman, oarcă le cade în spate. Pe urmă, praful și pulverea. La panac! Fuge, Glogoveanu! Băi, după mine! Ce faci, Neoarca? Asta e porunca! Uitați că ăsta l-a omorât pe frate tău, Ghiță! Mă duc să-l caut de inimă! Veniți mai voi, ăla ați mașat ați! Să Pârvu și Zoican. Boierule, vin pandurii! Pe Dinu pe destrime și proapă face. Oarcă, Neică! Ce Dincuțu? Îl stai pe Glogoveanu! Calu, Gârbea, ce iasă pe destrime? Boilaru, la culoș! Ține-mi piept cum am putea! Mama lui de Zăbăuc! Eu zic să-mi toarce! Întoarce! Oameni vin peste venin! Oameni vin peste venin! Să mai șoate oameni! Ajunge! Pune oamenilor să se adune! Oameni vin peste venin! Tot ajunge!
Ce-i cu el? Pandurul ăsta a fost prins la tâlhărit. Spânzurați-l. Cu hoții și cu tâlhare, fără scursare, capitanul Plecan. Nu! Calemgiu! Să biturați, îndurați! Slăbește-ți strânsoarea. Ei, cum stai cu visteria, Calemgiule? Fluieră vântul, ai? S-au pus deoparte 2000 de galbe pentru Rashid Pasha. 2101 în cap. Tereste! Tereste, surgere! Sobre un banal boieresc. Așa luți tu pentru dreptate, capitane Oarcă. Nu te apropia de mine! Eu n-am stăpân! Uite-te! Lască ochii, tâlharule! Uite ce-ai făcut! Spădurați-l! Ba pricep. Pricep că ai fost pentru mine ca soarele de pe cer. Și mai drag ca lumina ochilor. Dar afară de oaste altceva nu mai știi. Boier Racovice, adunătura dumitare care s-a ridicat la tâlhărit. Dacă așa ne batem cu tâlharul ăsta, ca mâine o să vin aici. Degeaba vă speriați, boier dumneavoastră. Degeaba vă speriați. Tudor Vladimirescu a luat Craiova. E adevărat. Dar asta este ca și cum Craiova s-ar afla în mâna mea. Pentru că Tudor e omul meu. Dar da, ce știți voi el? E omul meu. V-am spus că va sosi șasul, mă va căuta. Mă va ruga. E
iată că ceasul acesta a sosit. Și acum când Tudor le îndreaptă către București, cu atât mai vârtos se va târâ la picioarele mele. Mărire? Tare mă tem că Brâncoveanu a început să calce pe căi greșite. De aceea eu zic așa. Domniile voastre, boier Crețulescu și boier Racoviță, luați oameni și stați în calea răzvătiților. Iar eu rămân aici să veghez asupra treburilor țării. Marinierea! Hai! Așa, tu ce erai? Bucătar, cinstite capitan. Da, tu? Bucătar, cinstite capitan. Da, tu? Bucătar, cinstite capitan. Dar câți bucătări? Avem felurite îndatoriri, cinstite capitan. Care cu ciorbele, care cu mezelicurile, care cu cușchebabul. Mai erau școfetari, cinstite capitane. Care cu saraileile, care cu cataif. Iete-te, bă. Da, tu? Eu îl ajut pe dumnealui. Da, eu pregăteam narghilelele. Halal trudă, săracii de voi. Mama voastră. Afară! Să nu iau cu ciorba. Hei! Hei, cine sunteți? Păi ce nu se vede? Mă, vine și răspunde când te întreabă capul străjit. Te închierai. Pe cine căutați? Tu, dar pistolul mă ești. De ce? Pe cine? A venit să-i ca toți să intrăm în oastea izbăvire. Ia să vă văd mâinile. Păi de ce le vezi? Dacă am zis, înseamnă că trebuie. Ia. 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 Ia da. Da, ia da. Hei. De două ori au trimis boieri ucigași nemis la Tudor al nostru. De-aia suntem și noi cu ochii în patru. Aha. A trebuit să vie pribejdia ca să vedem cine trebuie să oblădească țara în aceste clipe grele. Să uităm tot ce ne-a despărțit până acum. Și să ne unim în fața primejdii. Plecăciune cinstite caimacam al țării românești. Poftește, caimacam, șezi. Nu vrei să șezi lângă mine sau nu-ți place locul? Îmi place mai mult ăsta. Mă mai duci? Ce-ai mai dobândit? Știu că veghezi cu ochii agere asupra treburilor stăpânirii. Știu ce te frământă, doamnă. Fii liniștită. Oltenia își va dobândi iarăși liniștea. Dar nu e vina mea că n-am fost poftit mai de mult în jilțul ăsta. Și de ce te-aș fi poftit? Ca să mă otrăvești, cum l-ați otrăvit pe soțul meu. Din potrivă, doamnă, eram bucuros să nu te întâlnesc. Nu e vina mea că până azi n-ai părăsit palatul. De ce taci?
voit-o pe mai cât am fața ta și tu taci! N-ai sânge de stăpân în tine! Izgonește-mă! Izgonește stăpâna! Fică de stăpân! Soție de stăpân! Mamă de stăpân! Ca să te stăpânești tu! Viseră! Pleci cu solie la Tudor. Țara are nevoie de tihnă. Da, Maria ta. Și la terne e cu rece, ca pornit la vânătoare, după lup și după fiare, Neidobule, să lași oamenii să-ți fugă de sub nasa tâlharul de Vladimirescu. Era noapte, boierule. Câți oameni s-a mai rămas? 40. Cum o să mai luptăm așa? Să ne deschidem porțile. Ca să lăsăm haita să ajungă la orb, nemernicule! Pregătiți tunurile. Înălțimea sa te roagă să nu mergi mai departe până nu te înțelege cu el. Îți făgăduiește că țăranii vor primi pământ de îndată și se va urca pe scaunul domnesc. Din păcate cunosc prețul făgăduielor în Coveanu. Gândește-te, Tudore, țara are nevoie de tihnă. Să avem iertare. Poporul vrea mai întâi dreptate și apoi tihnă. Sungere! Sungere! Ce-i zeicane? Am bătut-le spre Olt. Nu se găsește niciun drum ca lumea până oroaiele astea. Atunci să-i zdrobim mama lor de tâlhari. Zeican, Gârdea, pregătiți cetere. Tudore, trimite-mi un sol de pace. Mă pun căzași că se vor supune. Bine, să mai facem o încercare. Moș Gârbea! Vine un sol din partea lui Vladimirescu, boierule. Sincerul să vă spun că nu vreau moartea păcătosului, ci că să plecați pe dată unde știi de vreți să mai aveți zile. Că de nu vai de pielea voastră! Cu ce am spus să mă întorc? Hai! Spune că am înțeles! În două ceasuri plecăm! Să fiți sărătoși! Sau să nu vă mai arățați în calea noastră! Foc! Foc! N-ați auzit porunca! Thank you.
să ardă ca șoarece. Și câți ori face ca ei, ca eu să pățească? Nu ți-e teamă că stâlpii stăpânire te vor supune prin război. Și o sânda morții îți va fi cumplită. Ce-mi spui tu acum vine de la tine? Sau de la el? Dacă vorbele astea le rostești tu, fostul meu tovarăș de arme, atunci să răspund, nu, Benescule, nu mi-e teamă, căci răscoala n-a fost pornită de mine. Eu am fost luat de norod, pentru a chema stăpânirea să țină seama de cererile lui. Tu încalci sfintele orânduiri ale neamului nostru, iar vorbele ce ți le-am spus, izvorăsc din cugetul și inima mea. Te înșel, Benescule, din cugetul și inima boierilor. Sânda morții îți va fi cumplită, ca unui vrășmaș al pravelii străbune. Nu mi-e teamă de moarte, Benescule. Am îmbrăcat cămașa morții din ceasul când am pornit în fruntea norodului. Când am intrat în Valahia, nimeni nu ne întâmpină. Ce mogicie. Lysanis, ia vezi ce-i cu stăpânul Casi. Ce s-a întâmplat? Țarul nu mai vrea să sprijine Eteria. Sfânta Alianță e hotărâtă să se împotrivească răului cu orice mijloace. L-au speriat revoluțiile din Neapole și Piemont. Iar dumneavoastră, principe, v-ați răsculat împotriva sultanului în care țarul vede oricum un monarh legitim. Hai. Era ascuns în pot. Ce mai vreți? Nu mai am nimic! Nu mai am nimic! Nimic! Ce vorbe sunt astea, boierule? Prințul Ipsilante nu îngăduie nimănui să atenteze la dreptul sfânt al proprietății. Ipsilante? Noi ne temeam de Vladimirescu. Ridică-te, boierule. Atâta timp cât noi vom fi aici, nimeni nu o să se mai atingă de boieri. Mulțumesc, măria ta. Mulțumesc. Tudor are meritele lui, dar exagerează. Judecă și acționează cam sărănește. Noi ducem campania împotriva sultanului și nu împotriva rânduielilor statornicite în țară. Amândouă la fel de zadarnice, stupide, absurde. Ia spune-mi, mi se pare că ți-a fost drag, Tudor. Tudor? Te-a părăsit atunci. Îl mai iubești? Nu știu. Vai ce-ți veni, ce nesuferind ești? Și pe mine m-a părăsit. Dar nu mă lasă inima să-l părăsesc eu. Tudor, merge spre Pierzani. N-are cine să-l opresc. E singur. Singur ca nimeni alt. Toți suntem singuri, măria ta. Ia stai jos. Aristis. După bărbată, tu i-a jertfit pe Cresulescu și pe Racoviță. Se cufundă. Nu-l lăsa pe Tudor să se piardă. Du-te la el. Spune că a rămas prieten bun. Zugrăvește-i viitorul frumos ce-l așteaptă. Mângâie. Bine, dar... Mângâie. Știi? Te tem de viitor. Cut. Facem două vizoare și va de contul pe pare. Tu ui să vrem masca ordului. Să vrem masca ordului.
Mâine în zori trece multul. Ai podari buni? Buni, slugere. Ce zici, Zoicane? Te zic că chezași pentru el? Păi știu și eu. Să mă țin moartă. Să mă țin, slugere. Văd. Și atunci când femeia vrea ceva, nici diavolul nu-i poate sta împotrivă. Ce o să zică prietene tăi de un asemenea musafir? Prietenii nu ne vor lua mâine de rău. Iar dușmanii, oricum vor cleveti. După faima care o ai la București, mă așteptam să trăiești altfel. Ce faimă? Dai foc la biserici, stai, spânzuri, dar văd că dracul nu e chiar așa de negru. Știi, aici la tine parcă ar fi la postul de vamă. Ții minte noaptea aceea când jurai că ai dormit ca un pruncă? Ce bine era atunci. Dar acum sunt singură. Toți suntem singuri. Mai ales tu. Eu? Cum să spun? Aș vrea ca și tu să înțelegi asta. Și cu toate astea ești îngrozitor de singur, Tudore. Cum ai să poți izbândi tu dacă stăpânii țării se vor uni împotriva ta și te vor supune? Și nu ți-i teamă că după ce noi mai găsim mântuire, o sânda morții îți va fi cumpită ca unui vrășmaș al praverii străbune. Ca unui vrășmaș al praverii străbune. Astea-s cuvintele lui Brâncoveanu. Întoarce-te de pe acest drum al fierzanii. O să te omoare, dragul meu. Iată pentru ce ai venit până aici. Nu mă o sândi, Tudore. Fiecare înțelege și iubește legea lui. Ți-am iubit. Nici eu n-am crezut că te pot iubi atât de mult. Nu te înțeleg. Nici atunci nu te-am înțeles. Vezi, fiecare înțelege și iubește în legea lui. Vladimirescu a trecut totul. Și pe ulițe? Nu prea e liniște, Maria ta. Studenții lui Gheorghe Lazar s-au încăirat cu oamenii agii. Întăriți străjile. Noaptea să nu umble nimeni fără perinare. Da, Maria ta. Iată omul domniei tale. Vezi, iubite, vede unde ne-ai adus. Să oprim urgia asta care a căzut pe capul nostru. Dar cum? Să facem ceva! Să nu stăm cu brațele încrucișate! Ce mai așteptăm? Așteptăm să ne vină rândul? După Blogoveanu, Racoviță și Crețu, lăsați-mă! Lăsați-mă odată! Lăsați-mă!
cicule ca și pe mine. Poate că o să-l ardă de viu. Sau piere înjunghiat ca mine. Ți-e rău, Maria ta. Ajută-mă. Ajută-mă, Benescu. Deschide fereastra. E frig afară, Maria ta. Deschide fereastra. Deschide fereastra. Unde ai ajuns doar cu oamenii lui? Cale de două zile la București, Maria ta. Îl putem opri? Dacă și boierii dau oameni, adunăm o armată destul de bună. Borda, din clipa asta te numesc mare spătar. Tudor nu trebuie să intre în București. Acum când calcă în picioare sfintele orânduire ale neamului nostru, nu voi preceda. Izbândă sau moarte? Nu moartea, și izbândă ta o vreau. Pregătește-te de drum. Eu plec de îndată la mitropolit. E târziu, Maria ta. E trecut de miezul nopții. Vremea nu așteaptă. În sfârșit, ai înțeles și domnia ta. Slavă celui de sus. Acum să vedem mai departe și mai adânc. Dacă Benescu nu-l dovedește. Domnul nu va îngădui o asemenea nedreptate. Căile domnului sunt uneori încurcate. Dacă totuși Benescu nu-l dovedește. În al preasfinte, chiar dacă e greu să o gândim, e și mai greu să o spunem. Crezi că turcii sunt mai puțin nevătămători decât apostații? Eu mă duc la Osman Pașa. Și eu voi rămâne aici. Capul bisericii îi poate potoli pe răzvătiți prin cuvântul Domnului. Am binecuvântarea în alt preasfinției tare? Dar năuți au fost părimate de oamenii lui Tudor la Bolincin. Pregătiți oamenii pentru atac! Pentru atac! La izbândă! Înainte! Atac! Dreptate sau moarte! Thank you.
fost dragul meu. Le-a gândit sub rădui, încă eu n-am cui să-i mai spui, măi. Și acum seară de seară îl aștept aici afară, îl aștept plină de foc, dar el nu vine deloc, măi. De ce fugi de mine, Tincuțo? Ba! Te grăbești? Ba! Te făcuși mare. Acum ești aproape de măritat. Eu nu mă mărit. Decât cu cine mi-e drag. Și ăla de ți-e drag. Eu fi dragă alta, ai? Nu vreau! Nu cred. Doamna lui nici nu știe cât îmi e de drag. Și ieri și azi, iubite prietene. Prea bine, trupele noastre vor trece Dunărea, să aducă pacea credincioșilor noștri boieri. Dar grăbiți-vă, grăbiți-vă, boierii, țara vă așteaptă. Am zis credincioșilor noștri boieri, pentru că vrășmașul nostru, Tudor Vladimirescu, este omul domniei sale. Nu-i așa? Nu! Nu! Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Dați-mi drumul! Ce? Deschide-ți! Deschideți! Deschideți! Sunt domnul Seri! Deschideți! Sunt domnul Seri! Sunt domnul Seri! Trăiască domnul Tudor! Thank you.
Iată-l pe slugerul Tudor Vladimirescu, care a venit să aducă pace țării noastre. Pentru care, ca pe un om de binevoitor țării noastre, l-am primit în politia Bucureștilor cu drag și brațele deschise. Drept aceea, ne jurăm în numele Marelui Dumnezeu că niciodată nu vom cugeta împotriva vieții și cinstei dumnealui. Iar dacă vom urma împotrivei, purtându-ne cu vicleșug și călând cele făgăduite, atunci, ca niște netemători de cele sfinte și vrăjmași ai țării noastre, să fim loviți de mânia lui Dumnezeu în fața înfricoșatei judecăți. Amin. Amin. Cinstiți boieri, de sunteți domnile voastre patrioți, precum ziceți, cea de slugă a mea chipzuială este. Acum aveți vremea scăpat din hula tuturor neamurilor și să vă faceți patrioți adevărați, iar nu vrăjmașii patriei, așa cum ați fost până acum. Căci oricare va fi la un glas o unire cu norodul pornit pentru dreptate, patriot se va numi. Iar oricare se va ridica împotriva norodului, se va socoti vrăjmaș și în veac se va căi. Metropolitul și boierii țării te roagă să te urci în scaunul domnesc. Fac eu un coșugul ăsta. Morții cu morții. Și vii cu vii. Mai bine, lăsați-mă să mă duc la treburile mele. O bisică am dat pe ea. Face. Abuzești multe? Vițele? Una. Să mă omoare muierea, nu alta. Zice, hanger cu țânteți trebuiam și în casă n-ai cu ce tăia mămăliga. Dar eu, tași fă, proastă, că mămăliga o tai și cu ața. Dar cu ăsta tai sărăcia din casă să ne procopsăm. Să-i tăiat-o? De-aia ce-am. I-ai bătut și i-ai dovedit măria ta pe toți. Dar cu sărăcia din casă, ce-i facem? Vir pe fum, pe căldările de aramă, pe albina lucrătoare. Asta nu e jalbă către Banu Brâncoveanu? Aia e. Și numai pentru asta ai venit cu noi până aici? Ca fiește care pentru dreptate. Dar păi cum? De fudulie, fudul și nesătul. Ostene. Poruncește măria ta. Poruncesc ca toate averile câștigate pe nedreptul să fie poprite în folosul țării. Poruncesc să fie iertată de bir toată obștea poporului care s-a bătut pentru dreptate. De toate birurile, pe fum, pe căldările de aramă, pe albinele lucrătoare.
iar chervanele negustorilor să umple târgurile fără teamă, căci hanzelul tău oștene va vegea neostenit. Ai fost un adevărat profet, dragul meu. Iată că drumurile noastre s-au întâlnit. Sunteți niște gazde perfecte. Armatele mele au nevoie de un asemenea prieten. Și aliat? De ce trupe și zahărele dispuneți? Destule ca să ne ținem toate făgăduielile. Dar domnia ta? Așteptăm ca turcii să aibă pricină să treacă Dunărea. Și atunci intervenim împreună. Unde? Cum unde? Aici? Sau ți-ai uitat legământul făcut față de Iordache Olimpiotu? N-am uitat nimic. M-am legat să ajutăm eterii să se gătească a trece Dunărea pentru slobozirea patriei sale. Amare este pâinea robiei în orice țară. Dar cum socotiți că vom îngădui să duceți războiul într-o țărișoară urcii ar sfârteca o cât ai clipi din ochi? Nu e bine. Patria este... Unde este? Mă rog, adumite aici. A mea, cine mai știe? Nicolae, ce vorbă e asta? Am vrut să spun că toată țara așteaptă acest prilej. Și boierii dumneavoastră patrioți așteaptă același lucru. Altminteri, totul ar fi pierdut. Nimic nu-i pierdut câtă vreme nu pierdem nădejdea. Arhiule, lupta asta e și a noastră. Pentru ea ne-am ridicat. Dar turcii de la Dunăre nu sunt singuri. Cu ei sunt boierii dumneavoastră patrioți. Din pricina cărora până astăzi n-am avut o știre a țării, să ne apărăm de jefuitori. Te-am înțeles și îți mulțumesc pentru ajutor. Cu toate puterile și din sărăcia norodului nostru, nu vom lipsi să ne ținem făgăduială. Și acum poftiți, sunteți oaspeții noștri. Mulțumesc, eram în trecere pe aici. Mai devreme. Să-i fi văzut pe boier jurându-mi credință. Ce-i cu tine?
îl tai. Deslegați-l. Deslegați-l! Capitane Zoican! Capitane Zoican! Să fie dus la bariera Georgiului. Răspuns pentru viața lui cu viața ta. Trece tăria unui gheaur. Pleacă! Pleacă mai repede! Pleacă! Acum nici cuvântul Domnului nu-i mai poate opri pe apostați, spătare Benescu. Ce-o fi în mintea lui? Nu mă dumiresc. De ce a respins scaunul domnesc? Oare așteaptă să fie uns de turci? Nu de aceea i-a dat drumul turcului? Mulți cred așa. Mulți cred așa. Dar dacă ar afla și Ipsilanti, aliatul lui despre asta? În napra sfinția ta s-a adunit boieri aici. Mâine se știe tot orașul. Restul o să-l facă trupele lui Osman. Turcii! Doamne Dumnezeule, ferește pentru aproape de nenorocire. Ferește, Doamne. Doctore, citește tare. Se degradează Vladimirescu și se retrage ordinul Sfântului Vladimir. Da, din păcate. Țarul nu vrea să te mai ajute nici pe tine, nici pe Ipsilan. Rosit, așa a vrut să te piardă. Un dușman mai mare ca ăsta. Dar tu crezi că slujerul i-a venit ușor? Ce se întâmplă dacă îl spânzuram pe Rashid? Mâine s-ar fi năpustit Turcia asupra noastră. Cu sângele meu i-aș fi scris o sânda la moarte. Dar nu vom răzbi dacă le batem cu toți deodată. Mai înainte să terminăm cu boierii. Nu vă temeți. Va veni și ziua socotelor cu turcii. Dacă voi m-ați înțeles atât de greu, atunci ceilalți, prietenii noștri, mi-a trimis vorbă Iotache Olimpiodul că mâine mă așteaptă la Golești. Vom vorbi și despre asta. Gărgă, poruncă! Dă-i veste că voi veni negreșit. Du-te! Am înțeles, putere! Să nu ne temem, spătare Brănescu. Retragerea mea este acoperită. Am așteptat numai să fie onorabilă.
pentru că suntem o familie onorabilă. Ați așteptat prea mult. Acum e prea târziu pentru orice fel de retragere. Și pentru amândoi. Ce ne oferă prințul Osman? Două vieți pentru una. Bună dimineața. De ce m-ați chemat? Bine ai venit! Frumoasă alianță ne-ai făcut-o din Piotr, n-am ce zice. Cine striga împotriva turcilor mai tare ca Vladimirescu al tău? Și acum, poftim! Îl prinde pe Rashid Pasha și-i dă drumul. Se dă bine cu el ca să-l urce pe tronul domnesc, nu? Nu cred. Nu pot să cred. Tu, Benescule, poți să crezi? 100.000 de turci așteaptă doar sânul lui Osman să treacă Dunărea. Pentru cinstea lui Tudor bag mâna în foc. Să nu ne pripim. O fi având el socotelile lui. Aflu eu despre ce este vorba. Azi după amiază vine la mine, la Golești. Norodul nu va uita niciodată cât e primăvara sa. Pravila latului 1821 va slobozi norodul de robii. Să fie slobot Hermes să se miște și Ceres să ne bucure pâine. Din vinul nou Dionisos să guste. Să începem astăzi ziua cea de mâine. Catastrofă, domnilor! Catastrofă! Turcii au trecut Dunărea cu armată uriașă. Nici acum nu ți-e clar? Să-l așteptăm totuși pe Tudor să ne lămuresc. N-avem timp de explicații. Fiecare clipă de șovăială ne apropie de dezastru. Pe de-a comanda contraofensiva noastră. Până rog! N-avea nicio grijă, Iordache. Vom fi gazdele cele mai bune. M-a lăsat pe mine gazdă în locul lui. Poftim. Nu, n-avea teamă pentru Iordache.
Soarta eroilor este să boară pe câmpul de luptă. Omorâți sunt numai trădători. De Rashid Pasha. Castanul domnesc este prețul trădării? Se pare că trădarea este aici. Ca frații până la mormânt. Da, dar nu cu cel care s-a ridicat împotriva stăpânului său. Vorbești despre trădare tu! Când hoardele turcești chemate asupra noastră au intrat acum un ceas în București? Afară i-a omorât pe toți! Fugi! Fugi, arcă! Să-i cam să iasă coastă în calea turcilor! Fugi, arcă! Împace-te! Îți mă domnicesc! În calea turcilor. Ca frunza și ca iarba primăverii. Iarba primăverii.